pentru Hristina, slujbele celor apostolilor, rodilor lui Dumnezeu, Ion Vasile, Ion Marie, Vasile, Gheorghe, Ioana, Vasile, Ioana, Gheorghe, Marie, Ion, Gheorghe, Ion, Ion, Vasile, Marie, Ion, Marie, Pălăcuță, Ion, Ionul, Vasile, Dorotie, Dumnezeu, Gheorghe, Gheorghe, Maria, Ileana, Mihai, Gheorghe, Gheorghe, Ioana, Gheorghe, Maria, Vasile, Mihai, Irina, Peste, Gheorghe, Mimi, Mihai, Dorotie, Grigore, Maria, Gheorghe, Ioana, Mihai, Vasile, Gheorghe, Vasile, Ioana, Ion, Maria, Părască, Ileana, Maria, Xenia, Ion, Vasile, Vasile, Ion, Vasile, Ion, Vasile, Părăbuța, Petre, Anuță, Petre, Părăbuța, Măruca, Gheorghe, Părască, Ioan, Ioan, Titiana, Luciana, Nicoară, Părască, Maria, Gheorghe, Petre, Petre, Părăbuță, Gheorghe, Gheorghe, Ion, Eudocia, Lie, Maria, Viorica, Ioan, Ioan, Gheorghe, Todor, Ioana, Vasile Părasca, Ioana, Gheorghe, Vasile Preoteze, Împărtează, Stefania, Căsus, Gheorghe, Nicolae, Elena, Vasile, Gheorghe, Eudocia, Ion, Ioana, Maria, Gheorghe, Maria, Ion, Ion, Gheorghe, Anuță, Ion, Ioana, Stefan, Gheorghe, Maria, Vasile, Alexa, Maria, Gheorghe, Tiziana, Togo, Plăbuță, Ileana, Gheorghe, Maria, Gheorghe, Costă fratele și Zătăriu. Nu știu, asta e la Cluj, doctor, un medic, doamne. Atât. Dacă vrei să vedeți Palestina, ce mai să vedem? Ați auzit de partizanii aia din munți din prin anii 50? Da, da, da. Și mai țineți minte despre cine era vorba? Despre Pom Nicolae, cu toată familia Pom Nicolae de Păroia. Nicolae Pop, zis Achim, are o biografie interesantă pentru că născut la sfârșitul secolului 19 în Austro-Ungaria, fiind deci supus austro-ungar, în România interbelică a avut o activitate de om obișnuit, gospodarul. Era un deopotrivă un țăran și un pădurar în stările. Asta îi permitea să aibă legături cu diversi întreprinzători, de exemplu au avut relații foarte bune cu liderul comunității evreiești din Lăpuș și a putut în acest fel să facă afaceri cu lea. Un pădurar foarte corect care avea grijă de pădurea lui. De aceea a fost foarte apreciat. În timpul Austro-Ungariei, era și mare vânător, foarte mare vânător. Veneau grofii de la Budapesta și organizau acele partide de vânătoare. Îi ținea aici săptămâni în șir și erau mulțumiți el. Îi spunea socra că au plecat, după ce au plecat, i-au lăsat o pușcă cu inscripție de aur. Și când au venit ăștia și i-au arestat, o afla pușca. Și o confiscat, nu mai văzut-o nimeni niciodată. Pofo, na, el a fost stăpân peste munța ăștia. Evreii au ascuns pentru că se știa de la deci l-au anunțat. I-a zis că îi duce, atunci i-au deportat din tot Ardealul. Mătușa Aristina mergea și le dădea de mâncare, că era mai mică, nu știa că unde pleacă. Se ducea că merge la miei, merge la oi, undeva cu mâncare la ei acasă și le căra în toată ziua. Le făcea și legătură cu ceilalți din sat care mai rămâneau. A fost un om, un gospodar care a încercat să-și trăiască viața, însă în 1940, nordul Transilvaniei a fost
cedat de România-Ungaria în urma arbitrajului sau pentru alții dictatului de la Viena și iarăși nu s-a întâmplat nimic neobișnuit, cel puțin nu avem date până în acest moment, până în 1944. Atunci Holocaustul pe teritoriul Ungariei, pentru că Nordul Transilvania era parte componentă a Ungariei, a dat o altă turnură, țara fiind ocupată în martie direct de Wehrmacht, de armata germană, și evreii din Nordul Transilvania au fost adunați în ghetouri. Cei din zona Lăpușa, Târgului Lăpușului și a Groșii Lăpușului fiind adunați la Dej. În acest context, vechile legături ale lui Nicolae Pop, zis Achim, s-au pus, ca să spunem așa, în mișcare, el ajutându-i pe mai mulți etnici evrei din familia Dub să se refugieze în pădurile din apropiere. În special avea să se evidențieze Hana Marmor, care era fata lui Samuel Dub. M-am întâlnit cu Nicolae, că am coborât cu oile așa în vale, după niște câmpi, și l-au coborât în vale cu pușca. Păi unde mere cu oile, face? Păi ce merg, mă? Bă, face, nu mere cu oile pe râul lui Gavriș. C-a zis inginerul că a venit să pușcăm un țap de Paști. Noi mere, dar să te duc oile încolo, să vă gap în pădure. Ce-ai văzut voi, unde face câte mine? Un butocolii, bă, zic. Bă, știi cine? Bă, eu să știu, nu știu, că n-am șomul cu fată sa, cu trei copii. Marmor era ridicat, că a fost dus pe frunt, bărbatul Jidi. A fost Hani, una, a fost fata lui șomul, Hani. Și a fost Roji, și Este, și Dub. Au urmat alți ani de instalarea comunismului, în care el nu a avut practic ceva deosebit, să spunem, în viața lui, nu a fost eroul unor întâmplări tragice sau plăcute până în 1948-1949, când regimul comunist aflat în plină ofensivă pentru controlarea societății, a ajuns și la el. Deci a ajuns pentru că omul acesta avea o credință care în 1948 a devenit ilicită, era greco-catolic și nu a renunțat niciun moment la credința lui. Avea o, permis să spun, o fibră etică. Nu întâmplător s-a petrecut în 1944 acel episod destul de rar pe teritoriul de astăzi al României, adică s-au ascuns niște etnici evrei, niște paria, niște oameni condamnați a priori din fața terorii naziste. Însă, în 1948-49 a ajutat alți persecutați de această dată pe criterii politice sau religioase din zona lui, a spus foști militari, foști membri ai unor grupări politice interzise, unele de centru, dreapta, de chiar la extremă, după cum i-a ajutat pe fugarii greco-catolici, el însuși, spuneam, fiind fidel al acestei biserici, Biserica Greco-Catolică Unită cu Roma. Au intrat din nou în clandestinitate și în perioada următoare avea să se constituie sub conducerea lui și sub conducerea unui preot legendar în zona Lăpușului, Atanasie Omica, un grup de rezistență. Lumea să-și dea seama ce înseamnă comunismul, că nu și-o dea seama. Pentru că eu am trăit și pe vremea. Ardealul de Nord a fost cedat la unguri 4 ani. Și a fost nemții la noi în comună și unguri și tot. Dar totuși n-a fost ca securitatea asta. Erau dezertori în pădure, erau partizani ruși, erau evrei care i-ascundea taică-miu și eu la 13 ani le duceam cât puteam, câte o sticlă cu lapte, câte așa, cât puteam eu să duc în pădure, când era furtuna cea mai mare și ploile cele mai grozave, torențiale, mă duceam, că știam că atunci nu va fi nimeni decât eu și lupul, poate, în urma mea. E securitatea.
toate păraile, toți munții, începând cu sate care tâmblau din comună în comună și podurile la oameni le dădea fânul tot din pod și căuta cu baioneta că nu cumva să... Și era teroarea, nu am cuvinte să vă redau. De exemplu, erau oameni nevinovați care spuneau că au lucrat la noi pe pământul nostru, îi băteau, unde este pomul, unde sunt copiii. Știți cum îi băteau, turnau găleți de apă pe ei să-și revină. Îi făceau cum e aparatul ăsta dumneavoastră, așa erau la culoarea fețelor, cum erau de bătuți și de maltratați. Pe mama mea, nu vă pot spune cât a chinuit-o și cum a bătut-o. Și oamenii, pe frații lui taică-meu, pe cumnații, pe mătușile mele, pe prieteni, pe toți cei care, și frații lui tata, nu știau niciunul despre noi. Un văr primar a murit la canal, l-a luat și a spus că știe de tata și l-a dus la canal, acolo a murit. Om la 40 de ani. Și nu știa nimic de noi. Ne-a bucurat foarte mult, a sărit foarte multă lume în ajutor. Din toate satele de acum, din împrejurul Lăpușului, e țara Lăpușului, cu alimente, cu... Au venit la tata atâția prieteni, că tatăl meu era foarte, un om foarte cunoscut. Era și vânător, era, aveam rude, aveam fine, aveam, vă spun așa, o teroare. Nu am, nici nu vreau, de aceea de multe ori m-am gândit. Nu m-aș mai vrea să dau interviuri ca să mai scurmonesc trecutul și să vină din nou. Că stau de multe ori și mă gândesc și că mă rog și zic, Doamne, nu vine să cred prin ce am putut să trec, eu și familia mea. Frații mei, fratele meu care a murit acum 4 ani, a fost dus pe Bărăgan, mama pe Bărăgan, sora pe Bărăgan, cumnata, cumnații. Fratele meu care acum are 65 de ani, atunci avea 5 ani când l-a dus pe Bărăgan. Când noi am plecat avea 2 ani și eu. Și îmi spune, mi-a spus cineva o scenă care 2 ani avea. Și vorbea foarte bine. Și s-a sculat într-o noapte și a plâns. Și mătușa avea grijă de el, o mătușă, sora mamei. Și a spus, Nicolae, de ce plângi? Și a spus, m-a bătut tanele. Nu putea bine să spună că tanele. Adică armata care trece pe acolo mereu. M-a bătut și toți sunt sânge pe spate, copilașul acela. Mă gândesc la cei care s-au născut după Revoluție, care nu știu, încă n-au, nu citesc acum cu internetul și cu astea. Îmi pun mâna pe o carte, s-a scris foarte mulți deținuți politici, au scris cărți, sau... Nu știu dacă îți ia... cad în mâinile lor și dacă îi preocupă acest lucru să citească, să vadă ce a fost. Nu a vrut nimeni să fie, să se aventureze așa în zadar. Eu totuși spun că n-a fost nimic în zadar. Echim a fugit cu familia lui. Avea o fată, fecioară. Aceea cu mitralier au ținut armata sub foc până a fugit și al alții. Fata aceea. Fă drăcoasă și... Mi-a făcut impresia unor oameni hotărâți, dârzi, patrioți în primul rând, pentru că toată mișcarea lor a fost o mișcare patriotică, am putea spune, de împotriva sovietizării și comunizării țării. Vreau să spun următoarea chestiune, că mi-ați adus aminte cu ține, doamne partizan. Toți acești fugari, așa li se spune, fugari, partizani, așa, aveau o mare susținere din partea populației. Eu la partizani am dus mâncarea, da? La partizani. La Popa Tanase și la Blaga Vasile și la... Mircea. Mircea și nu știu câți, că i-am uitat. De pătăția și pătăț, așa ca și cum și Popa în biserică. Când mă gândesc la ei, când mi-e zdrașă, mă gândesc că voi săracii. Și bine a fost când am putut și le-am dus câte miezi de mâncare. Dotica bun.
din Groș. O verișoară de-a lui Pău Nicolae. Verișoară bună. Și o zis Dumitre, te duci la Gavrile Filipaș în Valea Malului și iei pe preotul Niga și duci acasă la voi, în câmp. Și acolo îl găzduiți până la primăvară. Și la primăvară se duce în munți. Și în pod, eu făcut o colibă și un pod, podul cu fân, tot. Și el l-a băgat acolo și dedesubt a lăsat un fel de deslizătură, așa se poate să-i pui mâncare și îi l-a găleata cu celălalt, când de acolo n-au avut ce ieși. Tătă noaptea am cumpărat securitatea acasă, că tată cu podușurii și tată cu banetele și tată cu celălalt. N-au putut descoperi, că așa v-am făcut. Până în 52 spre toamnă sau așa ceva. Eu am dus alimente, fest. Pe soția mea am cunoscut-o cu ocazia arestării mele. În 1955 am fost arestat și am ajuns, după ce mi s-a terminat ancheta, la Spitalul Deținuților Politici din Văcărești. Era un loc unde se afla o fântână și când era cine era de serviciu, fiindcă făceam regulat de serviciu, am putut să ajungem sub ferestrele femeilor deținute politice. Și într-o seară, când eram de serviciu, când m-am dus cu găleata să iau apă, la fereastra unde ardea o lumină, am văzut chipul nevestii mele. M-am interesat după aceea la ceilalți deținuți politici și mi-a spus că este Mărioara Partizanca, o fată care a luptat în munți alături de întreaga ei familie împotriva securității. Și mi-a explicat că era îmbrăcată cu cioare și cu un suman lung și pe acest suman era legată cu un fular roșu și avea cartușe, roată. Mă mir că o mai rezistat și Aristina, de câte ori m-am gândit și așa, că de câte ori mă gândesc că cum o mai rezistat atâția ani pe păduri, prin zăpadă și peste tot. Să n-ai tu casă, să n-ai tu masă, să n-ai... Na, mă rog. Grupul constituit de ei a fost considerat de securitate ca unul dintre principalele grupuri de rezistență armată anticomunistă de pe teritoriul României. Aș menționa alături de grupul Gavrilo Ogoranu, grupul fraților Arnold Soiu. Grupul acesta, Pop Oniga, a pus mari probleme securității. Nu au fost agresivi în sensul unei anumite filmografii din vestul sau din răsăritul continentului. În general, ei au încercat să supraviețuiască cu speranța că regimul comunist într-o zi va cădea, că vor veni americanii. Acesta era un mare vis pe care l-au avut. Deopotrivă, partizani, țărani care tergiversau intrarea în colhozurile constituite atunci de regimul comunist, de foști oameni politici sau unor chiar membri de partid care din oportunism încerca să lăsă să se salveze intrând în structurile Partidului Comunist. M-am născut în Lăpușul Românesc, județul Someș, la 13 mai 1931, într-o familie de țărani. Am fost 9 copii. Azi doar 2 mai suntem în viață. Locuiam departe de comună, la 14 km distanță, pe Valea Ruoiei. Duceam o viață frumoasă. Am avut o copilărie fericită până în anul 1949. Făceam parte din categoria oamenilor mai înstăriți din comună. Tatăl meu era pădurar și era cunoscut de aproape toți intelectualii din județ. Era mare vânător și mergea la vânătoare cu elita județului Someș.
cu prefectul și primarul de atunci, cu medici, avocați și alți amatori de vânătoare. Era cunoscut și îndrăgit de multă lume. N-am reușit să termin liceul pentru că a venit prigoana comunistă. Preotul greco-catolic Oniga Tănase oficia liturghia în biserica din comună. Au venit cei de la securitate și au înconjurat biserica, au vrut să-l aresteze. Era într-o duminică, dar s-a răsculat tot satul. Au fost arestați și duși la Cluj peste 500 de oameni. Părintele Oniga a plecat în munți. Stătea pe la diferite case care erau mai izolate de comune. Asta se petrecea în 1948. După alegerile furate de comuniști din 1946, foarte mulți intelectuali erau urmăriți, iar mulți dintre ei s-au ascuns în munți. La rugămintea unui prieten, preotul Nechita Neculai, protopop la Târgu Lăpuș, tata l-a ascuns de securitate pe Vasile Pașca, care făcea parte din Partidul Național Țărănesc. A stat la noi acasă un an de zile. După o vreme, l-a văzut lumea pe acolo. Era îmbrăcat în costum popular de la Suciu de Sus, cu totul alt costum decât de la noi, și a devenit oarecum suspect. Și atunci tata, ca să nu bată la ochi, l-a dus într-o comună din Maramureș, în Botiza, la niște prieteni, ca să mai dispară de la noi, să nu fie văzut. Fără să știe tata, acești prieteni adăposteau la rândul lor doi studenți, care erau și ei urmăriți de securitate. Două luni de zile mai târziu ne-am trezit cu ei, toți trei, înapoi, acasă la noi. Eu eram la liceu la Dej. Nu știam nimic de ai mei. Pe când Ardealul de Nord fusese cedat Ungariei, în timpul prigoanei împotriva evreilor, tatăl meu salvase 8 evrei, între care o familie cu 3 copii, unul de 2 ani, altul de 6 ani, altul de 8 ani. Aveam 13 ani când duceam hrană evreilor în munți. Le duceam eu împreună cu un frate de-al meu ca să nu bată la ochi. Nemții erau la noi în comună împreună cu jandarmii unguri, dar ei nu umblau prin toate coclaurile după partizani, cum a făcut securitatea mai târziu. După 1947-1948 s-a schimbat situația. A venit securitatea, care cred că a fost unică în felul ei. Au dat năvală toți securiștii la noi acasă. Eu tocmai venisem după mâncare de la liceu, de la Dej. Era 11 mai 1949. Atunci a început totul. În perioada aceea eram la Dej, la liceu. Și am venit acasă și m-a prins securitatea în 12 mai 49 acasă, la mesul numele mele. Și eu când am văzut securitatea în curte, am strigat tare și am zis: ați știut să veniți la noi? Crezând că aud. Dar ei erau într-o conversație, probabil politică, cu ce știu, cu cărți, cu asta, că nu m-au auzit. Și când s-a uitat pe geam, a văzut cascheta muneia, au sărit pe geam, de geamul nostru era aproape de un pârâu care era foarte adânc. Au sărit în pârâu ăla și a intrat în pădurea de far. Era mai, pădurea înversită, nu se mai vedea nimic. Ăia care i-au văzut că au fugit pe geam, au tăcut, erau doi. Și m-a întrebat pe mine, nu mi-au spus nici mie. S-au dus direct la geam. Geamul, el nu-i avea casa zugrăvită cu var. Și când deschideai geamul, a căzut un pic de var pe... și s-a văzut cum ei au sărit pe geam. Și au tăcut. Ăștia doi n-au spus la ceilalți. În curte erau 40, vă dați seama.
că au venit de la Maramureș și din Someș, că era Someș, și întâlnirea a fost la casa lui tata, fiind pădurar. Era punctul de întâlnire a lor. Și au venit la tata ca să ia legătură cu el, ca să colaboreze cu ei și să-i ducă pământ să prindă pe acești studenți și partizani și preoți greco-catolici erau fugiți și Pașca și toți ăștia. Și el a refuzat. Păi de ce? Pentru că noi o să te avansăm, o să te luăm la noi și o să te facem să fii șef de securitate, nu știu pe unde, pentru că ai salvat atâția evrei, 8 evrei a salvat aia. Și mă rog, ești omul nostru, te facem membru de partid și i-a promis și a spus tata nu. A doua zi, eu am rămas acolo, că era fratele meu de 2 ani și ceva, mătușa mea care suferea cu ochii, și noaptea aceea am rămas la voaia. N-am coborât. Mama întâmplare a făcut că după ce au plecat ei, a plecat în sat. Și am rămas numai eu cu mătușa și cu Niculisa până a doua zi. Noaptea a venit să-l aresteze pe tata. Și ei au greșit drumul. Și s-a dus la un unchi al meu, care avea oile acolo și păzea oile. Și a văzut foc la colibă. Și ei au tras la colibă. Cei doi care au fugit, care erau urmăriți și au fugit pe geam, s-a dus unul dintre ei, Pașca Vasile, care a stat la noi, la unchiul meu, că l-a cunoscut, că unchiul meu știa de el, care păzea oile. Și se încălzea, când era încă răcoare noaptea, se încălzea la foc. Ăștia când au venit, au greșit, n-au mai știut drumul casei și s-a văzut foc la oi și Pașca când i-a văzut, a tresărit și a dat seama că ceva nu e în ordine. L-au luat, l-au legat și l-au adus la noi acasă. Taică meu era acasă, dar ei au venit cu ordin să-l aresteze pe tata. Taică meu când a auzit asta, a zis, dați-mi voie să intru în casă să iau arma de vânătoare. Și a luat arma de vânătoare, a sărit pe geam în pădure. Aveam un pistol automat cu 39 de cartușe, tata arma de vânătoare, a coborât pe marginea râului până pădure, ei l-au luat și l-au dus și când au fost un loc mai strâmt și o îndeală într-o parte și în alta și pădure, în partea asta, au deschis focul ăla cu pistolul automat, tata m-a tras cu arma de vânătoare, el a avut 32 de cartușe, l-a tras, ei s-au speriat că sunt puși mitraliere, s-au speriat, au căzut în pârâul ăla, Pașca a dispărut, a avut o sfoară legat cu o sfoară, l-a urmat pietroi și a tăiat sfoara și a plecat la Suciu de Sud, nu s-a mai întors la noi. Și a doua zi, armata a umplut câmpul acela plin de armată. Noi în jurul casă aveam 10 hectare de pământ. Și era eu când i-am văzut că se vedea că urcau, se vedeau că vin spre casa noastră, m-am dus la moară, că noi aveam o moară de apă în pârâul ăla care curgea pe lângă casă, și am zis, tată, ce să fac? Vin foarte mulți. Ce să fac? Și a spus, vină cu mine. Și atunci eu mă omorau atunci. Că înainte de a merge în comună, m-a luat pe mine un capitan rusul, chema, ca să lucrez, să cooperez cu ei. Că ești o fată, nu te mai duci la școală, că ești o fată... M-a început să facă complimente, tânără, mă rog, drăguță, nu știu ce, și poți să-i atragi. Și să lucrez, că vei termina liceul, vei ia bacaloriatul, facultatea, vei avea
tot ce îți poftești. Mă rog numai să vii, să-i chemi și să ne anunți pe noi și să-i putem prinde. Și pe parcurs a produs copii, au mai fost încă unul să meargă în armată, aici peste dâmbul ăsta stă într-o casă. Oi. Aici și de căsătorit aici, lăcelii și pe acela, bă, nu merea armată, că mici ar vin americani și scap de armată. Lăcelii și pe acela cu ei și luau copii, Paristina, au chemat-o și pe Itim. Tot timpul au trimis, stai, că mi-au crezut că e legătură cu evreii și evreii să pună vorbă pentru noi copiii să ne ducem acasă. Mama ne-a spus să nu-mi trimis copiii, că o să-i omoară în bătaie. Că atâta lume a fost bătută și turnau apă pe ei și medicii lângă ei, că nu-și reveneau și o să omoară copiii. Și așa am rămas. Între timp am luat legătură cu alții, cu alții și în timp de curs de 3-4 ani s-a format un grup de 20 de persoane, între care Mircea Dobre, Cotea Vasile, Rusion, Tivadar Vasile, Kindriș, toți ăștia și părintele Oniga Tănase. Era acolo Cotea Vasile, Iurințești, și el ne-a trimis vorbă să mergem acolo de ei, sunt mai mulți. Și pe eu cu Rusul am plecat până la Hărnicești și de acolo am mers cu fratele lui Vasile, Nicola și cu un verișor. Și ei ne-au condus până la Sermetești, în munte. Și acolo ne-a făcut o primire, unul dintre ei s-a îmbrăcat ca un fel de cercetor. Și, da, dar el ne-a ieșit înainte de a ajunge noi în tabără. Și că el e rătăcit și nu ne mergem mai că el e din Luhai. Parcă și acum, puținite. Și pe ala l-a pușcat, care s-a îmbrăcat așa, l-a pușcat pe securitatea în 52. Fratele Hot, la Hotico. El se pricepe la teatru din asta. Ce să vă pot spune, taică mi-a murit. L-au împușcat securitatea atunci când l-au găsit. El a făcut o hemiparese și a căzut și oamenii la care a stat l-a rugat să nu fie dus la poliție, la miliție. Că dacă mori, au ei grijă, îl înmormântează creștinește și fără să știe nimeni. Și taică mi-a spus, nu trebuie să mă duceți, mă lăsați la marginea drumului și cineva o să treacă și o să mă vadă și să mă ia să mă ducă la miliție. Pentru că dacă eu mor, o să-mi caute copiii, că noi nu eram încă prinși. Și atunci l-au dus doi țărani, l-au lăsat în marginea drumului, era 1 ianuarie, era frig. Și a trecut o sanie cu un cetățean, cu cai, l-a văzut, l-a luat și tata i-a spus, vorbea puțin, dar nu putea bine, nu putea să articuleze bine cuvinte și a zis să-l ducă la postul de miliție, l-a dus la postul de miliție, iar când l-a văzut, l-am prins pe bandit sau l-au dat pe lobrizii. L-au luat și l-au dus la Târgul Lăpuș, la securitate. S-au strâns toți din toate părțile amint acolo și un securist, un nu știu ce grad avea atunci, a scos revolverul și l-a împușcat. Fără să-l mai ducă undeva, fără proces, fără nimic, în clipa aceea când l-am văzut, l-a împușcat mortal. Și mi-a spus cineva că l-a împușcat exact în frunte, l-a tras. Și a murit și de atunci nu mai știm nimic, unde l-au dus, cine l-au mormântat, ce au făcut cu el. M-am interesat foarte mult și n-am aflat absolut nimic. Dar am aflat persoana care l-ar fi împușcat cum îl cheamă, dar nu mai are, nu-i mai dau numele, e mort, a murit acum câțiva ani, de bătrânesc, a avut o viață bună, ne-au făcut ei pe noi bandiți, dar ei au fost mai mari bandiri, ei au fost teroriști. Noi n-am împușcat pe nimeni. Taică-meu tot timpul spunea că mergeam prin pădure
Și dacă cumva ne întâlnim cu ei și o confruntare, să nu tragem, că ei băgau soldații înainte. Aveau o grijă de viața lor și băgau tinerii ăia de 18-19 ani care își făceau stajul militar. Dar taică mi-a spus, nu să evităm confruntările. Trebuie să ne păstrăm că atunci când va fi nevoie, că tot se spunea că vin americanii și nu o să dureze și tot, atunci, într-adevăr, vom ieși la iveală și vom da ajutor. Și aceea a fost din Lăpuș Românesc, nevasta lui Popitim, care a dus, știi, și a avut un fecior care a dus și un aresina. Nu era cam un televizor, atâtea și atâtea. Vorbea la radio, pe ascunsul, nu cumva să știe, să audă că ziceam, o să vii americani. Și de aia cum? Ca cum e pe pământul ăsta. Ma, nu știu că vin americani, o vin draci. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing off. Chiar înainte de 23 august îi așteptam pe americani, cei care erau oarecum informați cu privire la probabila ieșirea României din război, să și specula, vor debarca în Dobrogea, vor ateriza în alte părți, dar dincolo de amănuntele astea insignifiante, a fost o puternică speranță, un strigă de optimism la 23 august, că ieșim de sub gheara germană și intrăm în Occident, că această intrare se va face prin venirea americanilor. Am auzit chiar oameni de înaltă valoare și cu poziție importantă în lumea politică românească, care aduceau ca argument, n-o să-i tolereze americanii lui Stalin, nu i-au tolerat lui Hitler, ceea ce n-au înțeles decât foarte puțin, și îmi amintesc, deși eram licean la vremea aia, că am reținut din conversațiile care se duceau și la noi în casă și alte locuri, că se aștepta această venire americanilor, cât puțin avertizau, da, vor veni, dar să știți că va dura mult mai mult decât ne închipuim noi, pentru că una e perspectiva politică a americanilor care lucrează cu mila, noi lucrăm cu metru, cu o măsură mult mai mică, potrivit existenței și condiției țării și a României. Și așa a fost. Americanii au venit, dar după o jumătate de secol aproape. Dar certific că din lumea în care m-am format eu, lumea politică și intelectuală românească, în familia mea erau universitari, erau oameni cu poziții politice în Partidul Liberal, în Partidul fost averescan. Și asta era premiza pe care construiau politic, o să vină americanii și o să impună o societate, un regim de libertate, de pluralism, de ceea ce trăim noi acum, ceea ce speram ca licean, s-a îndeplinit acum când sunt pensionar. Ține, domne, partizanii până vin americanii. Că toți și părinții mei știau că trebuie să vină americanii. De vedea un avion pe sus, sunt americanii. Că pe americanii răzut în spate de noi. Tot timpul se spunea, ba că vin americanii, ba că Rădescu a spus că a fost pus mult timp, și puțin timp a mai rămas. Pe urmă a început în 52 sau știu, războiul în Corea, Corea de Nord, Corea de Sud, vă dați seama, toată lumea a spus, hai de aici o să se iște din nou un război mondial și o să scăpăm. Și eu mă minunez, totuși, că între noi a fost mulți intelectuali, acei care au știut istoria și care au știut mersul vremii. Cum am putut noi să fim induși în eroare atâta timp să credem că
astăzi cunoaștem lucrurile istoricești destul de amănunțit și credem că aia a fost o mare doză de iluzie din partea omului mai simplu sau mai puțin simplu care conta pe o intervenție americană. Am stat la un om cu un an în urmă ne-a prins. Ăla era membru de partid și secretar de partid din sat. Și noi stăteam în pod la ei și ei veneau, prietenii lui, care erau toți membrii de partid, Badea Gavrilă, Dumnezeu să-l ierte că ăla nu a contribuit cu nimic la trădarea noastră, ci un prieten de-a lui ne-a dat, Alexa Moșuț, din Dobric. Ei s-au băut și au început să cânte, a început Badea Gavrilă, să trăiască partizanii până vin americanii. Și noi eram în pod. Și râdeam, eram eu, tata, tot pe mine mă pun prima. Era taică meu, frate meu, hotea, eu, nu știu, mățion, eram toți în pod. Și ăia cântau să trăiască partizanii până vin americanii. Am scris o scrisoare și pe mail și trimisă în plic președintelui de atunci, parcă era Bill Clinton, și... I-am trimis-o și i-am spus, permiteți-mi ca prin dumneavoastră să restitui poporului american acest aparat de radio la care trei generații am ascultat vocea Americii și v-am așteptat să veniți. În ceea ce mă privește pe mine, acum înaintea summitului de la Madrid, eu unul nu vă mai aștept. Să vede treaba că acest aparat ne-a purtat ghinion și vă rog ca prin dumneavoastră să-mi permiteți să-l restitui poporului american. Postul de radio în principal Vocea Americii, care prin emisiunile sale ne determina pe fiecare dintre noi să tragem concluzia că nu-i departe ziua când vor veni. Noi scontam pe vremea aceea că Armata Roșie Eliberatoare fusese șubrezită de cel de-al doilea război și dacă americanii ar fi venit, ziceam noi că ar fi fost o simplă formalitate pentru ei ca să ne elibereze. Cert este că ne-au produs foarte mult rău, foarte mult rău, dacă o parte, cel puțin dintre noi, ar fi știut că ei nu vin, poate s-ar fi resemnat, ar fi renunțat la luptă și n-ar fi înfundat temnițele și lagările de exterminare comuniste. Toți îi așteptam. Toți cei de bine, să spun așa, îi așteptam ca să vină și speram că vor veni, pentru că lucrurile de la o promisă democrație, cum nu s-a mai văzut, s-a ajunsese la o teroare cumplită. Și totuși lumea spera. Speram și speram. Și uitați că speranța noastră a fost speranță și de-abia în 89 a fost revoluția și am scăpat. Noi zicem că am scăpat de ei, de comuniști, dar sunt infiltrați peste tot. Trebuie să trecem pe aici așa, venim aici și aici observatorul și dacă vreți ieșim la vârful măgura, vârful tăului și pe urmă ne torcem pe aici frumos și venim turna la în zona asta pe aici. Vârful măgura 1234 și vârful tăului 1213. Deci măgura 1234 și vârful tăului 1213. Noi practic aici suntem în suprafața de teren a ocolului Silvii Groș și Țibleșului. Porțiunea asta, de cum am trecut cu ulmea, aparține ocolului Silvii Groș și Țibleșului. Unul din grupul de rezistență care a fost aici, în acest munț, întâmplător a fost rănit și povestit și el, după ce au venit de la Cofoprin și au făcut pușcărie, au povestit și el, dar au povestit oamenii că cu această iarbă s-a vindecat. Această iarbă se numește tâlhăreau. Primăvara,
grupul ăsta mic de rezistență, tăiau lemnul, luau scorța de pe el, că era în mâzgă, și pe urmă puneau înapoi pe lemn. Iar peste iarnă puteau să facă foc și se spunea că nu scotea fum. Să nu găsești aici cartușe și armă, lăsate de ei pe undeva. Și mă gândesc, când au plecat de aici și au luat tot, nu m-a lăsat urmă, nimic. Stai, cum le zice, parazăpezi, le zic ăștia. No, dar nu sunt făcute, nu au fost făcute așa, erau rotunde. Eu am acasă, o părete de alea. Și cu ață. Și pe când vineau ăștia să-i caute, le dădeai de urme. Gata, înapoi, că-i ursul. La după bike, de acolo. Deci acolo e fundul groapelor, dincolo de hute. Au la Ila Groș, aici sunt covețele și între coveți, acolo este un picior principal care așa are denumirea piciorul partizanilor. Și este cineva din Groș care trăiește, care a avut pe socru sau pe cine, care a fost și el pe aici, pe grup. Și fundul groapelor unde a zis și Valea Rieșului, de aici începe Valea Rieșului. Cred că asta e de aici de jos și merge așa pe după Hudin și la intersecția acolo între hotarul Dragomireștilor și cealaltă vale a Țâmbleșului acolo și este denumire fundul groapelor și fundul Arieșului acolo, Valea Arieșului. Și coliba asta când ați descoperit-o dumneavoastră? De vreo 5-6 ani. Și era tot în starea asta, nu? Da. Probabil că mai căzut câte o piatră și asta se vede că e mișcată proaspăt de când am fost noi aici cu copilul într-o zi. Nu mi-am mai adus aminte sigur unde e și după ce ne-a zis Aurel că trebuie să veniți, noi hai să mergem să vedem dacă îl mai găsim, că de atâta timp. Viața grea am avut, oricum. Făcut puțin. Nănașul bătrânul Nicolae, el a fost paralizat, nu mai putut nici vorbi, nu a putut, lor l-a dus la Târgu Lăpuș, de la Târgu Lăpuș unii l-a dus. Nu mai știu nimic. Murit-o el, omorât-o, unii l-a îngropat, nu se știe nici. În veci nu mai spus nimeni nimic. Sfârșitul 52 a venit un avion. Și atât învârtit toată ziua, toți munții, roată. 6 și mâini, 4 zile. 4 zile au venit. Și după 4 zile au plecat și au apărut în Groș 20 de camioane. De armata. Cu armata. Alții s-au dus până la Libotin, Aristina Geva s-au dus până la Dobric, pe acolo, popa. Tănase, cum a fost, cum n-a fost, că până la urmă a ajuns acolo pe dealul ăla de la Rohie, acolo pe la Boiereni, pe acolo pe undeva. 27 cartușe în el, adică un pistol de la mitraliere, cum tătă... În sfârșit, dacă taică vreau s-a îmbolnăvit, fiecare s-a dus câte unul, doi, i-au prins pe toți au spus care unde suntem și noi am fost 3, eu, frate-mi și cu Vasile Hotea, care ne-am dus în Maramureșul Istoric și am stat pe la rudele lui Vasile Hotea. Eu am stat la niște țărani foarte drăguți din Hărnicești, ei au stat în alte comune, frate-mi eu cu Hotea, și în sfârșit a arestat, oprins pe Mățion și el a spus că noi am trecut Butinul și o venit ca să ne aica din oră. Noi am trecut din nou Butinul și am venit în Țara Lăpușului. Vă dați seama, de la Siget, noaptea, o zi și o noapte am trecut munții, era luna martie cu zăpadă până aici, nemâncați, vai de capul nostru, și am mers la un om care ne dăduse mâncare cu un an înainte și am tras la el. Și el era cu securitatea, a promis că ne dă și ne-a spus, mergeți în câmpul acela, la căsoiul acela, era o căsuță mică cu ciobanii și stăteau ei acolo cu miei, când erau primăvara și oile aveau miei. Și ne-am dus în căsoiul acela și eu când am văzut scrisul lui tata, Dumnezeu să binecuvânteze casa aceasta, am început să plâng, mi-am tras ca sumanul pe cap și am adormit, plângând. Fratele meu dormea și ea și ne-a trezit și a zis, Hutea, nu vă speriați, suntem înconjurați de securitate. Și atunci el a descărcat pistolul
să iasă el întâi. Fratele meu a vrut el, n-a vrut să lasă el. El l-a împins pe fratele meu și a ieșit el și a tras în ei. Și ei a dat drumul la câini. Ei au fugit, eu am fugit și eu, bineînțeles, dar era o lacă visă și nisoare. Și era numai pe jos, numai așa cum e câmpul, iarba aceea cu, după ploaie, cu pământul acela, alunecam. Și am mers într-un pârâu acolo, câinii după mine. Ei trăgeau, cum trăgeau după noi. Și era un deal, un ur pe dealul ăla. Mă prindeam de niște fire de iarbă din anul celălalt, uscată. Vă dați seama, ca să mă pot salva, alea se rupeau. Tot noroiul acela din cum trăjeau cu armele mi-au sărit, uitați, toată sunt plină de nămoul ăla, cum trăjeau în dâmbul ăla și sărea pe mine pe față. Și când am ajuns sus, fratele meu s-a căzut, împușcat, sânge curgea, dar eu nu mi-am dat seama. Pistolul, avea un pistol Orița, era la o parte căzut. Și am pus mâna pe pistol și l-am dus lui. Și eu când m-am uitat, era numai sânge jos. Și el din ce în ce se făcea mai palid. Și atunci am spus la el, nu vedeți că moare, ce faceți cu el? Ei m-au luat, mi-a tras un picior, am sărit cât colo. Și a zis, ce să facem? Și ei s-au zăpăcit și ei, au tras după hotea, l-au împușcat sau s-a împușcat el, că nu l-am mai văzut. Am strigat după el ce să fac, a zis, nu te preda. Eu n-am mai putut să l-am văzut pe fratele meu acolo, n-am mai putut să fug, am rămas lângă el. Și ei n-au știut ce să facă și a spus, mergeți la căsoiul ăla și luați niște, o ușă de acolo sau ceva și puneți și duceți-l la mașină și la doctor, că moare. Și așa au făcut. L-au luat, l-au pus pe niște scânduri, ne-au dus la mașină, ne-au urcat în mașină și ne-au dus la securitate în Târgu Lăpuș. Când a venit Ichim din pușcărie, că vină și-a făcut, n-am luat de 25 de aia la cât, dar ne-au făcut toți. Nu, că sunt bolnăvi și-au văzut. Sunt bolnăvi și s-a cam stricat și de cap el, la urmă. O venit cu tata, numai să-l aducă, o zis că tata, să-l aducă aici, când vine aici. Nu a vrut să mai coboare înapoi, mă, să făcea sare. Să facem noapte. Hai mă, Ichim, hai mă, Ichim. Nu mă duc, mă duc în sus, numai în sus să uita. Numai să meargă în sus. Și șoare ce-s milițiani. Și șoare ce-s milițiani și mă urmăresc. Era obsedat din asta că îl urmărește securitatea și miliția. Și asta l-a dispus. Da, atâția ai pe-n pădure și pe-n omis. Fost împușcat și aruncat că-i mort. Ce mai eliberat? Securitatea venea în ziua aceea, a doua zi, a treia zi, să mă vadă. Și a venit unul și acum îl văd când a zis, uită-te ce prostie ai făcut. Atunci când am fost la casă la voi, aia era cu 10 ani în urmă, când a fugit pe Mosca niște bandiți, eram caporal, dar acum zice, uită câte stele am. Și zic, acum ai venit din nou să mă anchetezi sau ce ai venit aici? Ca să ajungi general, i-a spus eu lui, cum poți vorbi așa? Și au venit zile întregi, câte 10, 12, 15 să mă vadă. La un moment dat, i-a spus, eu vreau să știu cine e șeful securității. Și s-a ridicat unul mic și a spus, eu sunt. Eu nu știam cine e șeful securității. Asta era cam la vreo săptămână, zice, zile după ce am ieșit din închisoare. Zic, domnule, ce vreți de la mine? Vă rog frumos, că acum veneau să le dau armele din munți, că la noi au rămas arme în munți. Zic, ce vreți de la mine? Vă rog să mă luați, să mă duceți de unde am ieșit. Sau vreți din nou să iau calea codrilor? Fata mea a lucrat cu afor. Și-a venit o fată aici, că zice că nu putem sufla liniștit, că nu ne prinde nimeni. Atâta știu că a fost o femeie, adică o fată a fost, că nu a fost femeie. A stat în la închisoare mult și nu suntem liberi și nici asta n-am știut, că pentru ce a stat la închisoare, pentru ce e liber, pentru... Nu, de aia ce nu știu.
bărbații știu de-a este, nu eu. No, ce zici? Am vorbit bine românește. Vai, ce bine, bă, patarar așa avea cu cine vorbi totdeauna așa. În 89 am ieșit la pensie, în 29 iunie era o sâmbătă. Am venit de la biserică, că era Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și stăteam exact pe scaunul ăsta. Și serveam cafeaua cu Delia, soțul, și sună telefonul. Și ridică Delia. Și zice, mă duce pe dumneavoastră, mă caută. Ridic telefonul și zice, aici este locotenentul Păunescu. De la poliția, capitală, securitatea de pe Brezoianu. Doamnă, la ora 12, să fiți la poartă și să întrebați de locotenentul Păunescu. Mi-au tremurat și în ochi, mă îmbrac, era cald. Și o iau cu Delia, o iau pe Delia cu mine. Declarație. Și scrie, subsemnată, nu știu ce, știu cum. Lucrez la Vinalcool, colegi, mă duc, nu știu ce. Cu cine mă vizitez? Bun, cu cine mă vizitez? Cu colegi, cu prieteni, cu tare. La un moment dat, se oprește și spune, dar știți de ce v-am chemat? Și nu știu, spuneți-mi. Mergeți pe la biserică, vedeți lumea ce se vorbește pe acolo și veniți la noi să colaborați cu noi, să ne spuneți ce vorbește lumea. Și atunci m-am ridicat și am zis, cum poți dumneata să-ți permiți mie să-mi propui așa ceva? Când ne-ați dat foc casei, când l-ați împușcat pe tata, când mi-ați împușcat fratele, când am făcut atâția ani de închisoare, când ați devastat tot, mi-ați dus mama și surorile și cumnații și toți pe bărăgană și dumneata mă chem pe mine să colaborez cu dumneata. N-am vrut să colaborez nici la 18 ani cu dumneata. Și acum să colaborez cu dumneata, m-am dus și am ieșit pe poartă, că asta vreau să vă spun. Și când am ajuns pe Lipscaniu, nu știu dacă cunoașteți Lipscaniu, erau câteva tarabe, două, trei, că era un meci mare important pentru România. Și Delia s-a dus mai înainte, puțin, și eu atunci urcam puțin după Brezoianu, că să urc un pic și am ieșit în Lipscani. Domnule, m-am uitat în cer, era un cer frumos, era cald. Și am zis, Doamne, Tatăl Ceresc, exact așa am zis, ia-mă la tine, că nu mai suport să fiu atât de urmărită. Că de mic am fost urmărită și n-am făcut nimic, tu știi ce am făcut eu. Te rog, ia-mă la tine, că nu mai pot. Și plângeam, îmi curgeau lacrimile în hohote. A trecut iulie, o lună, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Exact la 6 luni Dumnezeu mi-a arătat și am mai trăit 22 de ani fără să mă mai tem de securitate. Ce să ceartă între ei partidele, treaba lor să fie bine pentru țară. Asta doresc, că fac și eu ca ei, când îi aud pentru țară și ne gândim la popor și la țară să le dăm pensiile. Ne gândim așa, și ei săraci de ei, numai la țară. Că cei care s-au gândit la țară au murit în temniță, domnule. Și când îi aud pentru binele țării pe mine, mă enervează ceva aici. Dar și ideea ce mătușă, de ce te mai uiți la butonează? Și am niște filme, o să râdeți, coreene, la lui am uit. Mulțumesc tare, mă. Nu v-am plictisit. Nu m-ați plictisit. Asta am vrut să spun, că și-a venit revoluția și am trăit fără nici un pic de frică. De-aia vreau să vă spun minunea lui Dumnezeu și multe minuni. Odată mi-am dorit la, când m-a dus de la securitate, tot timpul visam o cafea cu lapte. Ce mi s-a cășunat mie cu cafea cu lapte? Eram bolnavă. Că m-a dus la securitate, la penitenciar, la Oradea, dimineața, după ce s-au sculat, au făcut deșteptarea, cum se făcea deșteptarea ca în armată, a venit regimul unde am stat eu în camera aia, cine avea regimul. Doamna preoteasă avea regim. Și milițeanca i-a cerut gamela să-i dăie. Era cafea cu lapte la doamna preoteasă, i-a pus acolo.
Și ea că m-a văzut, că ea m-a luat și m-a băgat în celul, a zis, dă-mi să-i dau și la pruncul ăsta. Dă-mi o gamelă, a spus doamna preoteasa, n-ai o preoteasă, o gamelă. Era Rafila, una din țara moților, cânta atât de frumos acolo păsălele penitenciarului și mi-a dat cafea cu lapte. Și eu mi-am pus pâinea aia și cu lacrimi în ochi îmi curgeau lacrimile și am mulțumit lui Dumnezeu. Oh, și câte din astea! Codrului și la câmpie, că-am fost fată de omenie și în sat cu oamenii, și în sat cu oamenii, și la joc cu feciorii, în sat cu nevestele, în sat cu nevestele, și la joc cu fetele. Gura-m râde că-i nebună, gura-m râde că-i nebună, inima-m plânge de zună, gura-m râde că-i bună.